Biblioteca Județeană Mihai Eminescu organizează pentru cei dornici să învețe sau să-și îmbogățească și în vacanță cunoștințele generale un program numit Bibliovacanța, care a început de luni, 7 iulie. Proiectul cuprinde o gamă largă de cursuri gratuite, cum ar fi limbi străine, IT, chimie, geografie, biologie și un curs de make-up. Sunt cursuri adresate în special tinerilor care doresc să-și petreacă o vacanță în bibliotecă. Sunt cursuri pe care noi le-am inițiat împreună cu voluntarii pe care îi avem și remarc aici în jur de 60 de voluntari din rândul profesorilor, studenților, dar și elevilor olimpici. Instituția de Cultură a ajuns să organizeze cursuri de make-up în urma unor sondaje în care s-au aflat preferințele botoșănenilor. Astfel, de la limbile japoneză și coreeană s-a ajuns la machiaj. Tot ca un lucru deosebit, o să avem un curs de make-up în luna august, curs care va fi ținut de o voluntară de-a noastră, care până acum a predat limba japoneză, dar acum dorește să-și împărtășească și experiența sa ca și profesionist make-up, pentru că urmează un curs profesionist. Până acum s-au înregistrat aproximativ 600 de participanți la toate cursurile, iar înscrierile continuă până la sfârșitul verii.